O întâlnire pe care mi-am dorit-o din tot sufletul. Ce înseamnă să empatizez cu cineva doar prin tonalitatea vocii? Știam o poveste formidabilă, fabuloasă, dar omul din spatele poveștii, abia astăzi am ocazia să-l cunosc. Sunt și eu emoționată și doamna Doina Moț, o valoare a sportului românesc, o legendă a volei lui Timișan și eu zic nu numai Timișan, și din România și nu numai. Vă salut și vă îmbrățișez cu tot dragul meu. Bună ziua și bine v-am găsit, doamna Doina. Bună ziua! Bine ați venit! Știu că sunteți emoționată, v-am surprins așa cu dorința de a face un interviu, dar noi, în programul nostru de educație a copiilor prin sport, credem că cei mai măsuri ambasadori să transmită ce înseamnă sportul pentru un copil sunt marile valori ale sportului. Și noi v-am declarat ambasador al proiectului nostru și un model de succes pentru cei mici. Motiv pentru care, haideți să depănăm împreună cum s-a dus Doina să facă sport și cum a ajuns Doina să facă volei. Vă rog. Oh, este o poveste. Dacă ne-am duce până la București cu trenul, n-am reușit să o rezolvăm, să o terminăm. Povestea e foarte lungă, foarte, foarte lungă. Începe acum 50 și ceva de ani, când prima mea apariție, să zicem, în mediul sportului de performanță, a fost absolut din pură inițiativă. Și dacă cineva nu m-ar fi lăsat să încep sportul, eu tot l-aș fi început. Părinții mei nu au fost de acord să mă lasă să fac sport de performanță, pentru că tatăl meu dorea să-i urmez cariera, iar eu nu știam altceva și nu visam la altceva decât să ajung campioana României. Asta era visul meu de copil. Și nu atât campioană, cât acel tricou albastru cu tricolorul României pe piept. Asta a fost visul meu. Și cum am început sportul? Vă spun, aveam nici 12 ani, nu aveam, când la Arad, fiindcă acolo am terminat liceul de fete, Ghiba Birta, la Arad, în fiecare zi de vacanță stăteam pe malul Mureșului, pe iarba de la digul Mureș, de pe margine, și priveam la antrenamentul lotului de gimnastică. Lotul național de gimnastică era cantonat la Arad. Și toate aparatele au fost scoase în aer liber la Clubul Sportiv Hellas. Și în fiecare zi acesta a fost spectacolul meu. A fost o sportivă acolo, Stella Perin, campioană a României, maestra sportului, participantă la Jocurile Olimpice, dacă bine mi-aduc aminte, Helsinki, 1952. Și ea deja devenise model. Și m-am gândit, vreau să ajung ca și fata asta atât de frumoasă, o fată micuță, drăguță, plină de vervă, care mi-a atras atenția nu numai prin fizicul ei, dar prin minunățile ce le efectua la aparate. Și așa am și făcut. Toamna m-am dus la Clubul Sportiv Flamura Roșie Arad și m-am dus direct la antrenorii de gimnastică și am spus, eu vreau să fac gimnastică. Mă primiți? Și au zis, da, tu știi să faci gimnastică? Că aici sunt numai sportivi de înaltă performanță. Și am zis că știu. Dar eu n-am fost niciodată pe niciun aparat. Deci, ia, demonstrează-mi. Pe ce aparat vrei să-mi demonstrezi un exercițiu? Și am spus, inele. Inele în legănare era pe vremea mea. Și credeți-mă, n-am fost niciodată pe inele, dar privind atâta, deja am învățat. Mi-am luat elanul, doi pași în urma mea, și mi-am luat elan și într-o clipă am fost sus. Numai că nu este suficient să vezi ca să pricepi, dar trebuie să și înțelegi ce trebuie să faci. Ce am Așa este. făcut? Aterizarea n-am știut să o fac. Și în legănarea aceea teribilă, care mi-a reușit foarte bine, am dat drumul la inele, pur și simplu. Și credeți-mă că s-a întâmplat un dezastru. Am plutit prin toată sala de gimnastică, am trecut peste toate aparatele și am aterizat pe saltelele de la bârnă, pe coate, în față, Of, și numai doamne. bărbia mea am juluit-o, n-am pățit nimic. Dar toată lumea s-a speriat și toată lumea a zis că s-a terminat cu mine. Cine e copilul ăsta care ne-a păcălit că știe să lucreze la inele? A fost Formidabil. într-adevăr, am crezut că dacă spun că nu știu să lucrez, nu m-ar fi primit. Dar de atunci a început sportul meu de înaltă Ce performanță. m-a Am fost făcut, primită m-ați impresionat. la Ce clubul frumos. Flamura Roșie Arad.
vibrația care ați transmis-o și profesorilor și determinarea cu care vă doreați, că am trecut orice tehnică și orice experiență și orice minciunică s-a trecut cu vederea până la urmă. Care a fost pasul următor? Pasul următor a fost destul de repede. Destul de repede am ajuns la categoria întâia și la un concurs de nerăbdare. Aveam doar solul de ultima probă. N-am mai avut răbdare să-mi scot meșinele. Meșinele sunt acei papucei de încălzire pe da. Care are orice gimnastă. Și am efectuat diagonala de salturi, am efectuat-o pe drept și am ieșit de pe covor și am alunecat pe parchet, de fapt pe niște scânduri, că sala respectivă n-avea parchet. Și am căzut pe spate și mi-am fracturat coloana. Uf, doamne. Și n-am mai putut să fac gimnastică, am stat toată vara în gips și, în fine, până la urmă mi s-a spus, gimnastica s-a terminat pentru tine. Dar nu și atletismul. Nu și dorința de a face sport, pentru că nu am învins în dumneavoastră da, deja faptul că... spiritul sportului exact. Era deja. Adică drumul meu era clar. Acesta era drumul. Pentru asta m-am născut. Să fac sport. Cu certitudine. Să fac sport de performanță. M-am dus la atletism. Așa. Antrenorul, bineînțeles că imediat m-a primit. Rar se întâmplă ca un copil să vină el la tine. Te duci tu și selectezi de la școală. Și peste un an, în 1954, am câștigat locul întâi, deci am ieșit campioana României la săritura în lungime. Fericită. Junioare. Da. Fericită, dar dezamăgită, pentru că pe cea mai înaltă treaptă a podiumului nu se dădeau tricouri de campion la juniori. Of, dar tricoul acela emblematic. Tricoul acela era... pe care mi l-am dorit atât da. De mult. Și dar... când a venit tricoul acela? Tricoul acela a venit peste un an și ceva, pentru că am devenit studentă la Institutul de Cultură Fizică din București. Am intrat prima, vă spun, din atâția sute de candidați. De ce prima? Pentru că făcusem și gimnastică și atletism și probele erau compuse din gimnastică, atletism și un joc sportiv. Și între timp începusem și jocul de volei, îl practic. Da. Deci pentru mine nu a fost o problemă examenul de admitere. Da. Dar la Institutul de Cultură Fizică am fost fericită. Vă spun sincer, nu atât pentru faptul că o să ajung profesoară, ci faptul că în fiecare zi fac sport și mai multe ramuri sportive. Mi-a plăcut extraordinar de mult să mă întrec. Mi-au plăcut concursurile. Și am început voleiul, am intrat în echipa Institutului de Cultură Fizică, care lupta pentru titlul național. După aceea am terminat facultatea și la primul telefon care m-a chemat, mă rog, ce echipă sportivă din București să joc, a fost antrenorul echipei Metalul. Am intrat în echipa Metalul, dar în același timp și în echipa națională. Și la 17 ani deja am fost la Paris, la campionatele mondiale universitare, unde am fost pe podium, am luat locul 3. Deja intrasem în sportul de înaltă performanță și nici nu mă gândeam să mă opresc sau să existe altceva care m-ar fi abătut de la acest drum atât de frumos, de maestos, de dornic, privind în sus mereu să fii primul, să fii campion. Mi-a plăcut foarte mult. Și totuși ce v-a determinat până la urmă să alegeți voleiul să fie... Ce m-a determinat voleiul? Pentru marea încă din liceu, în timp ce făceam atletism. Începusem și eram în echipa școlii, a institutului, care era într-un fel de divizie B, cam așa ceva. Studente și eleve din Arad au format o echipă de volei, Știința Arad, și eu la 15 ani eram deja componenta echipei. Și mi-a plăcut extraordinar de mult voleiul. Foarte mult. Adică m-a ajutat mult de tot atletismul și gimnastica. Pentru că pe vremea mea jocul, voleiul era mult mai complex. Pentru că nu exista liberoul acela care intră astăzi în echipă. Adică jucătoarele înalte sunt scutite de plonjoanele extraordinare de apărare din linia a doua. Da. Pe vremea mea nu exista așa ceva. Voleiul atunci era complex. Adică erai înaltă, dar trebuia să fii și foarte bună acrobată, să salvezi mingile în apărare. Și lucrul acela pentru mine a fost total. Și asta a fost pasiunea mea. Și am fost campioană națională cu echipa Rapid București și
Am ajuns la, adică am ocupat locul 3 la campionatele europene în 1963, ceea ce a însemnat și calificarea la Jocurile Olimpice. Pentru că la Jocurile Olimpice, Tokyo 1964, deci la Jocurile Olimpice nu poți să participi numai pentru că ești un sportiv foarte bun, trebuie să te califici. Și în partea, în acea olimpiadă, adică cei 4 ani între două ediții a Jocurilor Olimpice, care se numește olimpiadă, în timpul olimpiadei particip la anumite concursuri care înseamnă calificarea. Da. Și noi, echipa României, ne-am calificat la europene ocupând locul 3, direct la Jocurile Olimpice. Și am ajuns acolo pentru prima dată când voleiul s-a jucat la Jocurile Olimpice și aveam un obiectiv, locul 3. Din păcate, nu l-am reușit. Am ieșit pe locul 4, dar sunt fericită că am participat la acea competiție a care s-a spus că voleiul feminin a atins perfecțiunea. A fost finala între Uniunea Sovietică și Japonia. Un joc miraculos, absolut miraculos, în care apărarea a bătut atacul. Este pentru prima oară când jocul de apărare, adică acele plonjoane extraordinare, acele zboruri din linia a doua, salvarea mingilor in extremis, au reușit să învingă puterea acelor lovituri de atac. Vă spun, când jucam cu echipa Uniunii Sovietice, aveam impresia că jucăm cu un lot de băieți, pentru că erau atât de puternici, atâta forță în lovitură, încât te fereai să nu fii lovit. Asta a fost din amintirea mea. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Echipele sunt puternice, jucătoarele sunt foarte înalte și există acel libero care mai salvează jocul de apărare din linia a doua, care și schimbă puțin. Cred că v-aș putea asculta două navete București-Timișoara-București. Sunt atât de emoționată, pentru că... Ce frumoase, ce frumoase amintiri. Nu pot să nu mă emoționez. Și ce gloria așa. Sportului românesc în toată perioada vieții dumneavoastră. Așa este. Mediul academic, cum v-a ispitit să vă dedicați altă bucată frumoasă din viață? M-am căsătorit și am venit la Timișoara. Atunci cred că am făcut un pas greșit. De ce? Pentru că eram în anul 3, nu, terminasem facultatea și mi s-a propus de către o comisie, țin minte că eram în fața comisiei, împreună cu antrenorul lotului de băieți, de volei, să plecăm la Paris pentru un studiu, pentru un, mă rog, o perioadă de examene și de... Și nu știam de ce. Dar eu promisesem că plec la Timișoara și mă recăsătoresc. Și așa a și fost. Și mi-aduc aminte cum am putut să spun în fața comisiei: nu, mulțumesc frumos că m-ați ales pe mine, dar înainte, întâi problemele personale și apoi celelalte. Nu pot să uit acea greșeală extraordinară. A fost alegerea noastră. Drumul până la meu, da, absolut. Toată viața am făcut ce am vrut, să știți. Și a apărut o altă felie de destin, pentru că este superbă cariera noastră în mediul academic și toți foștii noastre studenți vă adoră, nu numai că vă iubesc. În 1965 apar în Timișoara, unde nu exista volei feminin. Eu de la 3 antrenamente pe zi, volei. Da. Știți cum? Nu găseam locul. Nu puteam, nu, fără efort, nu puteam să trăiesc. Îmi trebuia competiție, nu puteam să trăiesc așa, fără o echipă, fără partenere de joc. Și atunci m-am apucat de tenis de câmp. Și mi-am umplut timpul jucând tenis, am învățat foarte repede să joc. Am intrat chiar în echipa Timișorii de tenis, Electrica Timișoara, am intrat în divizie, am jucat în divizie, dar între timp, împreună cu tânărul asistent Dorin Jitaru, ne-am hotărât să formăm echipa de volei Universitatea Timișoara. Așa am și făcut. Am adunat ce mai exista în Timișoara volei vechi, am adus din alte părți, am intrat în divizia B, apoi în divizia A, și am jucat până la 36 de ani. Adică eu nu am fost antrenor, eu am fost jucător. Și colegul meu, Dorin Jitaru, a fost antrenorul nostru. Și încă un vis împlinit.
Am primit diploma de cea mai bună coordonatoare de joc în 1971, parcă așa mi-aduc aminte, și atunci am zis, e momentul să renunț. Am urmărit acest lucru, să nu renunți atunci când devii rezervă sau când lucrurile nu mai poți sau când te accidentezi. În plină glorie. Și atunci am zis, dacă acum primesc acest trofeu, și atunci am terminat. Mi-am găsit echipamentul de nu știu câți ani și l-am predat la magazie și din clipa aceea nu am mai fost jucătoare de volei. Și ce a însemnat după aceea existența dumneavoastră? În 1994 se înființează Academia Olimpică Română, filiala Timiș. În 1991 se înființează Academia Olimpică Română la București. Am intrat în conducerea acestei academii, dar la noi, o noutate, se înființează filiale în România. Și în Timișoara, în 94, și am primit această, nu știu cum să spun, însărcinare sau menire să devin directorul Academiei Olimpice Române, filiala Timiș. Și am început încet, cu metodele proprii și metodele pe care le-am împrumutat și de la tatăl meu, foarte bun pedagog, să adun oameni în jurul meu și să înțeleg. Bine, aceasta a fost o muncă absolut voluntară, nu a fost plătită, n-am avut un standard, nu i-am chemat pentru ceva, ci doar să olimpismul să devină ceea ce mi-am dorit să devină o disciplină în orarul școlii. Școlile să aibă o materie olimpism, în care să învețe ce înseamnă fair play-ul. Ce înseamnă fair play-ul? Ca fair play-ul trebuie să ajungă neapărat un reflex al educației, al culturii unui popor. Și când se învață acest lucru? Când? Iată că educația fizică, sportul, poate să ajute ca foarte devreme copiii să învețe să fie, ce înseamnă sportivitatea, ce înseamnă să fie primul, ce înseamnă să fie acea întreajutorare între coechipieri și mai ales ce înseamnă să respecti regula jocului. Și atunci, vrând nevrând, intri în sfera aceasta fair play-ului, a sportivității. Și dacă sportivitate nu e, eu cred că nici civilizație nu e într-o țară. Cum îmi place mie și colegilor mei să spunem, avem ca un crez. Educația unui popor prin sport este un drept, iar noi ne-am luat dreptul să-l slujim. Este ceea ce spune și dumneavoastră în aceeași notă și vibrăm în aceeași direcție. De aceea noi, cu Asociația Junior Sport, de peste 8 ani, facem acest proiect de educație a copiilor prin sport, materializat prin revista pe care v-am oferit-o astăzi, Născut pentru Sport, până de curând s-a numit Junior Sport, ați văzut-o ce voluminoasă și ce plină de conținut este, pe care noi nu o vindem la rețeaua de comercializare a publicațiilor, noi o dăm gratuit, direct în școli, cu mari campioni, vin, țin ora de sport, se numește acțiunea As un proful tău de sport, și la finalul orei vorbesc și promovează sportul pe care fiecare campion îl reprezintă și le oferă revista cu autografe copiilor. Cred că reușim prin un astfel de know-how de educație să transmitem ceva celor mici și să le mișcăm ceva în sufletel și de ce nu poate unii dintre ei chiar să se și apuce de sport. Mare bucurie, vom dori să ne fiți alături și să le povestiți în câteva lecții deschise de sport copiilor și de pe acum vă invităm. Numărul acesta pe care îl vom dedica exclusiv județului Timiș, îl pregătim să fie gata de tipar undeva la final de februarie, anul viitor, în primăvară, măcar la câteva școli, să mergem împreună și să le povestiți copiilor de ceea ce mi-a spus mie mai devreme. Cu mare plăcere și vă felicit din tot sufletul pentru această inițiativă, pentru că noi trebuie să ne îndreptăm spre copiii de vârstă școlară pentru a putea salva generațiile următoare. Așa pentru este. Că românul este obișnuit să fie sport, să, nu știu, am impresia că totdeauna în România a existat această sportivitate, numai trebuie educată, fără educație nu se poate. Și copiii trebuie să aibă modele, trebuie să, exact cum am început și eu sportul la 12 ani, am avut-o pe acea gimnastă ca model, am vrut să fiu ca ea. Da. De ce nu? De ce? Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă mișcare, dar important e să încerce.
încerce să-ți facă fără discuție vis. Și modelul de succes al unui mare sportiv îl educă pe copil. Nu neapărat că el va practica, dar prin ceea ce a trecut un sportiv exact. În momente grele, deciziile, pregătirea lui, caracterul lui frumos, asta înseamnă o lecție deschisă de educație civică până una alta. Importantă nu este victoria, ci drumul spre ea. Este așa unul este. Din îndemnurile olimpice și chiar titlul uneia din cărțile pe care le-am scris. Cu mare drag o să le citesc și mă bucur, nu vă dați seama acum că vă cunosc, știam atât de lucruri frumoase despre dumneavoastră, mă simt onorată că ați acceptat să fiți unul dintre ambasadorii noștri de suflet pe acest proiect în județul Timiș. V-am invitat să fiți alături de noi și la evenimentul pe care îl organizăm acum pe 26 noiembrie, gala de premiere Excelența Bănățeană. Avem foarte multe surprize acolo, nu le devolăm, nimeni nu știe cine câștigă trofeu, nimeni nu știe cine oferă trofeu. Cred că voi crea o emoție și o empatie formidabilă. Lucru care mișcă în oameni și creează energie vie, pozitivă. Nu vreau să ne despărțim din acest interviu acum, înainte să vă rog să rostiți după mine sloganul campaniei noastre permanente de peste 8 ani și poate mi-ajută Dumnezeu încă 80 de ani de acum încolo să pot să prindă viața această campanie să continue. Sună așa acest slogan. Eu sunt născut pentru sport, iar voi trimiteți copiii la sport. Oh, dar este, face parte din viața mea. Știu. Acest slogan. Vă ascult. Sunt născută pentru sport și vă rog să vă trimiteți copiii să facă mișcare, să facă sport. Și cei mai îndemânatici vor ajunge în vârf și vor cuceri titlurile de campioni. Sau doar drumul până la cucerirea titlului și a medaliilor este splendid și vor ieși cu siguranță oameni de mare caracter și oameni cu o inimă foarte mare și gata oricând să întindă o mână celuilalt. Să trăim în liniște și în pace unii cu ceilalți. Vă mulțumesc din tot sufletul meu și vă mai vreau să vă împărtășesc acum și să vă iau binecuvântarea. Am creat un slogan pentru gala noastră, Excelența Bănățeană. Am spus așa, de fapt ca un logo mai mult decât un slogan. Sportul timișan, mândrie națională și mondială. Ce să vă spun? Este o dorință extraordinară a noastră, a celor care am făcut sport. Sport care l-am prins în anii 60, când politica pentru sport era deosebit de valoroasă în România și când chiar federația noastră de volei era, vă spun, nu din specialiști formate, dar din oameni cu un suflet extraordinar și care au făcut tot posibilul ca România să fie în frunte. Și cum să nu dorim noi, cei care am terminat de mult cu performanța, să ne dorim ca aceste zile să reapară în România, măcar cum a fost atunci, măcar așa, măcar să fie. Doamne ajută! Doamne, mulțumesc ajută. Din tot sufletul! Doamne ajută!